Deși România este țara care dispune de cel mai fertil sol din Europa, în 2005 pe terenurile agricole s-au introdus organisme modificate genetic. În ciuda protestelor și a refuzului categoric al românilor de a accepta porumb și cartofi modificați genetic, Dacian Cioloș, ministrul agriculturii pe vremea aceea, nu s-a dat înapoi de a le băga românilor o travă în mâncare. Acesta ar fi motivul pentru care la momentul actual România se confruntă cu explozie de cancer de colon. Dumnezeu ne dă, dar nu ne bagă și în traistă. Un slogan potrivit și pentru țara noastră. Cu un sol fertil, România era în 2005 al treilea cel mai mare producător de porumb din Uniunea Europeană, putând deveni chiar cel mai mare producător de porumb din UE. Pe vremea aceea, Dacian Cioloș, ministru al agriculturii, a ținut cu orice preț să impună cultivarea organismelor modificate genetic. Românii au refuzat vehement această decizie, ba mai mult de atât chiar Greenpeace l-a acuzat pe Dacian Cioloș în 2007 că a autorizat ilegal cultivarea peste 332 de hectare de porumb modificat genetic în 6 județe din România. Tot Dacian Cioloș a permis să fie introdusă în agricultura românească o substanță cancerigenă. Este vorba despre initium, care ajută la creșterea rapidă a legumelor, însă la fel de repede conduce și la mărirea tumorilor maligne. Motiv pentru care foarte mulți români se confruntă azi cu cancer de colon. Toate acestea au avut loc doar pentru a face jocul companiilor germane în defavoarea României. Mai mult decât atât, în timp ce românii consumau legume modificate genetic, Dacian Cioloș a precizat la un post de televiziune faptul că el evită să consume alimente care au la bază organisme modificate genetic. Pentru cetățeni însă erau bune.